Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante! Pentru cei care sunteți pentru prima dată, vă îndemn să vă abonați! Iar pentru a primi notificările noilor filmulețe, apăsați și activați clopoțelul! Pentru cei care mă întreabă ce faci tu în post, cum te alimentezi, ce faci, să te simți bine, să fii energică, să fii în formă. La începutul postului m-am conștientizat și de fiecare dată fac aceasta, că e bine să lucrez pe toate nivelele. Să-mi purific mintea, să-mi purific sufletul, să-mi purific trupul. Deci, înainte de a intra în această perioadă de purificare, fiindcă primăvara este purificarea hramului, purificarea grădinilor, a planetei, este ceva normal, fiindcă suntem în elementul naturii lemnul, care guvernează imunitatea, guvernează ficatul, guvernează bila și ne face să fim mai elastici, mai plastici, fiindcă ligamentele noastre, privirea noastră, văzul nostru, ochii noștri, pielea, părul, depinde de cum, în ce stare este ficatul. O să vă atașez linkul cum eu îmi detoxific ficatul anul acesta, fiindcă de fiecare dată aplic diferite metode. La fel o să vă las și linkul playlistului de detoxifiere. Dar vreau să vă zic că înainte de a începe o detoxifiere, o purificare, purificarea minții, trebuie să stăm calm, să fim liniștiți, să ne concentrăm la ceea ce vrem, să fim liniștiți, să nu punem la suflet, să nu avem grijă a lumii. Purificarea sufletului ține de contemplare, de meditație, să medităm, să fim cu sine însumi, să ne iubim pe noi, că nu putem să iubim pe cei din jur, pe aproapele, dacă noi nu ne iubim pe noi. Și și purificarea trupului. Înainte de a începe purificarea ficatului și curățirea, trebuie să curățim limba, trebuie să ne alimentăm corect, să avem o alimentație antioxidantă, să ajutăm ficatului să se purifice. Vrem, noi nu vrem, dar vom ține postul. Așa că totul este pus la punct. Totul este prevăzut pentru acest foarte multe metode și diverse, cu uleiuri, cu plante medicinale, cu suplimente nutritive. Că anul acesta eu îmi fac o detoxifiere cu sile marină și cineva m-a rugat să arăt cum eu prepar sile marina cu kiwi și la sfârșitul filmulețului veți vedea cum prepar. De aceea vă îndemn și pe voi să aveți grijă, acum în primăvară, să vă purificați, de a ne purifica în totalmente. Și de aceea, ca să te simți în formă, să ai energie, să faci aceste programe, trebuie să fim, doar dacă faci corect, atunci ești și energic, ai și dispoziție, ești în bucurie, dar nu alergi după produse de post, tortă de post, prăjitură de post, crochete, prăjoale de post. Nu e corect. Este să ne abținem, căci în mintea noastră stau prăjoalele, în mintea noastră stă torta și atunci este ca o ceva cauți. Dar când te liniștești, când te calmezi cu mintea, sufletul, atunci și trupul este vioi, este plin de viață. Îți dorești să trăiești, îți dorești să perioada aceasta să o treci cu bucurie. Eu vă rog să lăsați în comentarii metodele voastre de purificare, metodele voastre de contemplare, cum voi faceți ca în perioada de aceasta de post, perioada de primăvară, să o treceți calm și liniștiți. Fiindcă canalul este nu numai pentru sfaturile mele ca medic, dar și ce fac eu ca medic, să vă motivez și pe voi, dar voi să vă împărtășiți totodată cu comunitatea. Să luăm, să culegem ceea ce e bun, galbinuțele, ceea ce e util pentru noi, pentru fiecare. Vă iubesc, vă îmbrățișez, vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. La revedere!
Iată kiwi. Nu s-a dat bine coajă, dar nu nimic. Luăm o linguriță de selimarină, chiar cu vârf. Iată, aceasta este selimarina rusă Rastaropșa. Bobiții, boabe. Să le arăt așa mai aproape. Ia să încerc să iau cu mine. Iată, le vedeți? Frumușele. E ulei de măsline. Și voi face această, amestec bine. Chiar dacă sunt cojiți, o să le răgumați. O să le răgumați bine și cămăturița ea va curăți toate depunerile și va curăți ducturile hepaticele, canalele hepatice. Va dizolva bila ca un emolient și ca o măturiță. Uleiul ca un emolient. Selemarina curăță bine chiar și celula hepatică. Kiwi e un ca un coleretic. Și iată așa, chiar câte o bucățică, luați și mâncați. Rugumați bine. Înainte de aceasta, beți apă dimineața călduță, după aceea rugumați, iată, acest amestec. Pentru sănătatea ficatului vostru.